Anfitrionul ediției din acest an a zilelor municipiului Pașcani a fost cunoscutul artist Aurelian Temișan. El a fost prezentatorul în cele 3 zile de spectacole, dar și la festivitatea de deschidere din sala de festivități a primăriei Pașcani. Chiar dacă a debutat cu o serie de gafe atunci când ne-a prezentat pe politicieni pe scenă și a intrat foarte bine în rol. Îmi place ce aud, abia aștept să aterizez pe aeroportul din Pașcani. Îl invităm la microfon pe domnul Florin Constantinescu. Este viceprimarul municipiului Iași. Bună seara, Pașcani! La mulți ani, 4-6 iulie 2014, a 6-a ediție a zilelor orașului. Aurelian Temișan a cântat în fiecare seară atât melodii proprii, cât și din repertoriul artiștilor consacrați. Astfel, spectatorii au avut ocazia să reasculte cele mai îndrăgite melodii românești. Drumurile noastre toate, drumurile noastre toate, baby. Cică așa e modern, yo. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Artistul a întreținut atmosfera și cu câteva glume și bancuri reușite. Încă o dată, numai noi bărbații să arătăm cine e șeful în casă, cine are ultimul cuvânt. Când ea zice orice ar zice, el zice așa e. La sfârșitul spectacolelor, Temișan a mulțumit publicului. El a spus că s-a simțit extraordinar la Pașcani. 3 zile. Care 3 zile? Că parcă a fost una singură. Așa de repede a trecut. Când e sărbătoare, totul se parcă se comprimă și se termină prea repede. Am și prins un weekend bun. Am înțeles că joi a fost o furtună, așa, cu ploicică, ce nu anunța neapărat un weekend bun. Dar uite că pentru oamenii frumoși, pentru oamenii buni, lucrurile merg bine până la capăt. M-am simțit foarte bine și postura de moderator, de prezentator pentru mine nu este deloc nouă și am întâlnit cu marea masă de public dintr-un oraș, pentru mine e o plăcere. Beat, țineți ritmul, beat, da? Să țineți beat-ul și să faceți selecția ca muzica sufletului vostru să vă atingă acolo, la coarda sensibilă. Menționăm că prestația sa a fost răsplătită de primăria și Consiliul Local din Pașcani cu suma de 16.650 de lei.